Ziua Internațională a Copilului este un prilej de a sărbători copilăria și toate lucrurile frumoase care vin odată cu ea. Preșcolarii Școlii Gimnaziale Sfântul Iacob au marcat astăzi această zi prin desene în curtea școlii, concursuri de biciclete sau darts, dar și alte activități distractive. De la ora 12 a fost rândul copiilor mai mari să petreacă de ziua copilului. Elevii clasei a 5 au pus în scenă piesa Cartea lui Apolodor, etalându-și astfel calitățile actoricești. Cămila Suzi, băie soră, a fost cu mine ca o mamă. Ea m-a învățat întâia gamă. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Cânta la cor și câteodată chiar mă trata și cu ghețarii. Dat fiind faptul că mâine este 1 iunie, ne-am gândit că dramatizarea unui poem atât de inventiv precum cartea lui Apolodor de genul Neaum este o punere în scenă foarte potrivită. Cartea cu Apolodor este un text unic, este valoros pentru cultura română, atât pentru literatura, pentru poezia mare, să spune, cât și în acord cu rigorile specifice literaturii celor mici. Pentru copiii care învață la Școala Gimnazială Sfântul Iacob din Câmpul Lung, ziua de astăzi a fost una specială, cu activități distractive, adecvate vârstei, zi de care cu siguranță își vor aminti cu plăcere peste ani. 1 iunie, cea mai frumoasă zi din an, pentru că atunci sărbătorim copiii și sărbătorim copilul din noi, din fiecare dintre noi. Nu puteam să lăsăm nemarcată această zi în școala noastră, astfel că au fost numeroase activități, începând de dimineață, la grădiniță sau în trecut, au alergat, au pictat, s-au bucurat de vârsta aceasta. Cei de la ciclul primar, de asemenea, au desfășurat numeroase activități, atât în clase, cât și în curtea școlii. Iar punctul de mare interes a fost sceneta, piesa de teatru, pregătită de către colegii mai mari din clasa a 5-a pentru toți colegii lor mai micuți. S-au bucurat împreună, au cântat, au dansat și au amintit și profesorii și părinții prezenți de ce înseamnă să fii copil și au apreciat munca în echipă a elevilor, cu profesorilor și, bineînțeles, susținuți de către părinți. Ne bucurăm că putem să marcăm astfel niște lucruri frumoase în jurul nostru, într-o lume atât de tristă uneori. Trebuie să nu uităm să fim copii și să nu uităm să răspândim bucurie și zâmbete. La mulți ani tuturor copiilor și sufletelor de copii! Așadar, 1 iunie reprezintă ziua copilului, ziua în care toți copiii trebuie să se simtă bine, să se distreze împreună.